Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În anul 2023, tigrul de apă agresiv și imprevizibil este în locul de purele de apă măsurat și calm. Cu toate acestea, configurația planetelor va corecta comportamentul guvernatorului anului 2023. La ce evenimente ne putem aștepta? Mercur retrograde 4 ori în 2023. De regulă, când Mercur intră în mers retrograd, planurile se prăbușesc, acordurile sunt anulate, totul scapă de sub control și, în general, se întoarce totul cu susul în jos. Dacă întreaga lume s-a ridicat de la masă pe piciorul greșit, atunci, cel mai probabil, Mercur s-a întors în direcția opusă. În 2023, vor exista patru perioade în care poți da vina pe această planetă mică și agilă pentru toate necazurile tale, de la 29 decembrie 2022 până la 18 ianuarie 2023, la mulți ani și la primul Mercur retrograd, în mijlocul iernii, mișcarea retrogradă a lui Mercur va trece sub semnul Capricornului, ceea ce înseamnă că va trebui să dai dovadă de autodisciplină forță și dorința de a face față situațiilor dificile fără să te panichezi. Fii perseverent și nu ceda provocărilor, ți se pot oferi soluții ușoare la probleme care se pot transforma în chiar mai multe probleme. De la 21 aprilie la 15 mai, Mercur retrograd primăvara va fi marcată de semnul Taurului cei născuți sub această constelație în această perioadă trebuie să fie deosebit de atenți cu banii și să nu facă cheltuieli inutile. Ei bine, pentru toți ceilalți, fiți în gardă în relațiile romantice, în ciuda timpului primăvăratic, luați decizii gândind cu capul și nu ascultându-vă inima, de la 23 august la 15 septembrie. Sfârșitul verii și începutul toamnei vor fi marcate de mercur retrograd în fecioară. Planetele vor fi stricte cu cei care nu dau dovadă de suficientă consistență și prudență. Priviți cu atenție detaliile și petreceți timp asupra lucrurilor mărunte, altfel acestea vor deveni fatale și vă vor strica planurile. De la 13 decembrie 2023, la 2 ianuarie 2024, anul se va încheia așa cum a început cu Mercur retrograd, mai întâi va fi în săgetător, apoi în capricorn. Aceasta înseamnă că va fi necesar nu numai să demonstrezi disciplină și să crești eficiența, ci și să te echilibrezi cu odihnă și divertismentă de calitate, care îți vor oferi repornirea anuală cu un nou star de agerime și veselie. Venus retrograd din 23 iulie până pe 4 septembrie. Spre deosebire de Mercur, Venus se mișcă în direcția opusă noate atât de des, aproximativ o dată la un an și jumătate dar rămâne în această stare timp de 40 de zile, pe care oamenii le vor simți foarte mult pe ei înșiși, pentru că această planetă este mai aproape de Pământ. Deoarece Venus favorizează afacerile romantice și financiare, cursul ei retrograd poate împiedica succesul în aceste domenii. Așa că fiți vigilenți în aceste zile, nu învârtiți fusul romanelor amețitoare și nu investiți fără să priviți afacerea sub lupă. Și, de asemenea, căutați plusuri în situație, deoarece această poziție a planetei vă permite să vedeți în mod clar vechile probleme și să scăpați de ele. Conjuncția lui Jupiter cu Venus de la 25 februarie până la 8 martie. Noi asociem aceste planete cu fericirea și norocul pe care le pot oferi oamenilor. După cum știi, Jupiter simbolizează marele noroc, iar Venus este o mică fericire. În spatele ușilor închise, când cele două intră în tandem, așteaptă-te la știri optimiste și evoluții pozitive în toate domeniile vieții. Marte în opoziție cu Pluto Opoziția acestor planete va avea loc în luna mai. Horoscopul interpretează această opoziție ca lupta a două planete războinice din punct de vedere karmic. Dacă persoana a învățat lecții spirituale, atunci o așteaptă o viață pașnică și calmă. Dacă persoana nu merită acest lucru și rămâne la același nivel de dezvoltare, situația ei în lume nu poate decât să se înrăutățească. Tot ceea ce poate face oricine la nivelul său este să lupte pentru conștientizare și prosperitate fără a face rău nimănui. Jupiter tranzitează de la Berbec la Taur, ziua Z va veni pe 16 mai, până în acel moment, planeta bunăstării și norocului se va mișca sub semnul Berbecului, puternic și agresiv, și apoi ea va trece la taur, bunăstarea însoțitoare și o existență pașnică prosperă. Oamenii vor simți acest lucru în diverse forme, vor începe să-și îmbunătățească situația financiară, să câștige bogăție materială, să câștige dezvoltarea carierei și să facă cunoștințe romantice serioase. Singurul lucru negativ din toată această splendoare este creșterea în dimensiune nu doar a portofelului, ci și a taliei. Așa că încearcă să ții evidența alimentelor, astfel încât bucurie să nu fie umbrită de valorile de pe cântar. Saturn în pești. Știa că Saturn se mișcă cel mai lent dintre toate planetele, așa că, pentru prima dată în doi ani și jumătate, își va schimba casa, iar din 7 martie va intra în constelația peștilor. În această configurație, planeta răzbunării va dezvălui toate secretele, se vor finaliza multe investigații, vor ieși la suprafață detalii necunoscute și va face, de asemenea, pe mult să manifeste emoții violente. Pentru ca Saturn corect să te favorizeze, învață să lucrezi cu ceilalți și să evaluezi sobru circumstanțele. 4 eclipse în 2023. Eclipse de soare în Berbec pe 20 aprilie. Acest eveniment astrologic poate fi folosit ca o modalitate de a face o mică repornire a sistemului. La fel ca tehnica de înaltă tensiune, poți fi impulsivă și necalculată. Prin urmare, nu te așeza înaintea locomotivei, ci încearcă să te concentrezi pe adevăratele tale scopuri și să fii cât mai sinceră onestă și deschisă. Eclipsă de lună în Scorpion pe 5 mai. Tot ceea ce este secret, mai ales în sfera sexuală și creativă a vieții, în această perioadă va fi solicitat activ să iasă la iveală. Cel mai probabil, vei fi copleșită de cele mai amestecate sentimente și de dor fără cauză. Ascultă-ți intuiția, dar nu ai încredere totală în ea. Poate că îți va spune să limitezi comunicarea cu un partener nesigur care se joacă doar cu sentimentele tale, sau poate că îți va da un impuls pentru inspirație. În orice caz, fii atentă la tine și nu ceda manipulării în sfera emoțională. Eclipse de soare în balanță pe 14 octombrie. Balanța este tipicară și deci este dificil să faci o alegere. Și când o eclipse de soare cade pe semnul balanței, Întreaga lume începe să se legene dintr-o parte în alta, încearcă să nu te agăți de dilemele vieții și relaxează-te cât mai mult posibil. O odihnă banală sau o plimbare pendelete către acasă și către locul de muncă te vor pune în ordine, te vor ajuta să ajungi la echilibru. Este timpul să pui totul pe rafturi, eclipsă de lună în taur pe 28 octombrie. Pornește-ți intuiția! Ajustează-ți vocea interioară la volum maxim și grăbește-te la o întâlnire sau la cumpărături. Venus, care guvernează zodia ta urului, te va favoriza atât în afacerile amoroase, cât și în cele financiare, dacă acționezi la chemarea inimii tale și ești atentă la semnele pe care subconștientul tău le va trimite. Este de asemenea un moment minunat pentru sport, tratamente spa și întâlniri romantice. Acum știi. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!